Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune. S-a schimbat un pic peisajul afară și e bine că se întâmplă lucrul acesta. Poate ați văzut și dumneavoastră fețe zâmbitoare, dar nu din alte puncte de vedere, ci exclusiv din acest punct de vedere. Vorbim de zăpadă. Ne-am gândit astăzi să discutăm despre aspectele ce țin de, putem să zicem, prima ninsoare, așa mai serioasă în orașul și în județul nostru. Și să vedem unde putem să schiem, cum putem să schiem, cum putem să ne pregătim pentru sporturile de iarnă, nu numai cu schiuri, pentru că sunt o grămadă de sporturi de iarnă. Patinoarele sunt deschise. Dacă putem sau nu să facem drumeții, care sunt zonele frecventabile în județul nostru și pe lângă. Pentru toate acestea, alături de mine, șef serviciu Salvamont, Salvaspeo Mureș, Covace Robert. Bine ai venit, Robert! Mersi de invitație! Știi cum se zice, este o vorbă așa pe la noi, ai venit cu zăpada. Știi? Da. Chiar așa s-a și întâmplat. Noi când am discutat la telefon, încă nu ninsese, dar iată când ai apărut tu, parcă da. Și-a dat drumul. Te văd și pe tine fericit un pic așa. Da, deci luna decembrie a fost ceva mai, cum să zic, trist, pentru, mai ales pentru persoanele care iubesc sporturile de iarnă. Chiar în județul Mureș am avut foarte puțină zăpadă și pe munte numai peste 1500 de metri altitudine am avut zăpadă chiar în a doua parte a lunii decembrie. Acum ninge abundent de două săptămâni și în Căliman și în Gurghiu. Stratul de zăpadă în unele locuri deja a depășit un metru, deci asta este ok. Deci zăpada aceasta deja nu se va mai topi până în primăvară. Chiar acum se preconizează la sfârșit de săptămână minus 20 de grade în Căliman. Deci de acum încolo trebuie să mergem pe munte cu toate echipamentele de iarnă, bine pregătiți și mai ales să ne uităm ce fel de condiții sunt pe munte, ce fel de informații putem lua de pe net sau de la echipele Salvamont și să ne pregătim în așa fel ca tura să fie una frumoasă și nu cu evenimente, cum să zic, triste. Da, așa se întâmplă și o să discutăm despre aceste aspecte. Mă gândeam la început, cum ai zis, că a fost o lună, decembrie. Da. Zici, cum e să fii salvator montan pe zăpadă când n-ai zăpadă, știi? Ca șoferul care n-are mașină, deci cam așa a fost. Dar totuși activitatea ați avut și voi, pentru că nu cred că cei care practică drumețiile, spre exemplu, nu s-au încumetat, chiar dacă n-au fost sporturi de iarnă. Aș vrea să începem cu aspectul acesta. Cum ți-a fost anul 2020 din acest punct de vedere? Da. Că restul, știi, a fost un an diferit, da, dar cum majoritatea turiștilor au rămas în țară, am avut foarte multe persoane și cu experiență, dar și experiență în zona montană a județului. Deci am avut destul de multe treabă. Din fericire nu am avut foarte multe cazuri grave, dar de vreo 3 ori deja trebuia să solicităm și elicopterul să intervină. Am avut și câteva cazuri în care a trebuit să mergem după cineva care din păcate și-a pierdut viața, dar în general nu am avut foarte multe cazuri. Comparație că au fost mult mai mulți turiști în zona montană a județului Mureș decât în anii precedenți. Au fost o pondere mare, un procent mare de turiști, să spunem așa, nepregătiți, care s-au trezit, spre exemplu, trebuia să mă duc în Grecia. Și zic, bă, dar nu mă duc, hai că mă duc la munte. Și am exact. Adus prietenii și, bine, da. Nu m-am informat, n-am știut, a fost o categorie mare de astfel da. De persoane. Deci ăsta s-a întâmplat vara aceasta. Deci, cum stăteau acasă oamenii și, efectiv, traseele turistice, zona montană a fost deschisă, deși am avut cazuri când erau închise și hotelurile, dar majoritatea au ales drumeții de o zi sau drumeții cu cortul pe munte. Unele cazuri din
din păcate, nu au fost echipați corespunzător, pentru că pe munte și vara se poate face foarte frig sau vine o furtună care te prinde nepregătit. Deci am avut câteva cazuri, cum am zis, în care a trebuit să intervenim din cauza turiștilor neexperimentați. Dar echipa s-a descurcat bine, nu am lăsat pe nimeni pe munte și chiar și echipa noastră a fost mult pe munte în refugiile care am pus pe creasta Călimanilor și în așa fel am putut interveni foarte repede dacă am fost solicitați. Mă amintesc că aveai în plan sau aveați în plan mai multe refugii, dacă bine mă amintesc, că s-a întâmplat acest lucru. Da. Poți să te rog să dezvoltăm puțin subiectul. Da, s-a întâmplat. Subiectul. Deci, în momentul de față, avem în Munții Călimani, respectiv Curghiu, 7 refugii montane expuse, care sunt folosite deja de un an jumate de către turiștii care vizitează zona. Și chiar intră în aceste refugii foarte multe persoane. Avem un carnet de vizitatori. Cum se face? Care procede? Uite, eu sunt, să zicem, sau colegul la început și sigur sunt oameni care ne privesc și exact în situația aceasta. Și mă gândesc, bă, ok, refugiu, sună bine, ca o căbănuță, ca o încăpere, ca... cum e refugiu? Hai să explicăm un pic așa. Deci este o încăpere. Construită strategic, 4x4 metri, deci nu este foarte mare, dar intră în el, în caz de nevoie, 12 persoane. Înghesuit, dar se pot refugia. Deci nu este pentru a sta zile multe în el, este ca... Și a petrece vacanțe. Nu. Este un refugiu deschis, fără niciun fel Dacă de mobilier. Dacă te trezești acolo și nu ai să te întorci, spre exemplu, nu poți. Dar poți intra, deci ești ferit de vânt, ești ferit dacă plouă sau ninge sau este viscol. Nu este înăuntru, nu poți să faci căldură. Dar este mult mai ok să aștepți echipele de salvare într-un refugiu decât afară. Da, să te bată vântul și zăpada. Exact. Dar foarte mulți turiști, cum am pus refugiile acestea pe creasta Călimanilor, deci de la un refugiu poți face o drumeție de o zi până la celălalt, foarte mulți folosesc aceste refugii de a înnopta în aceste refugii și merg mai departe. Adică e corect, încurajez acest lucru? E interzis sau nu? Uite, mai bine. Nu este interzis, chiar se poate folosi pentru acest lucru, aceste refugii. Deci nu trebuie să cari cu tine cortul, nu poți intra în refugiile respective. E normal că din când în când, mai ales în sezoanele de vârf, iarna sau vara, te poți aștepta că refugiul este plin. Deci chiar acum Să te duci pe baza aia, că bă, mă duc. Exact. Deci la acest lucru trebuie să te gândești. Chiar acum, la sfârșit de săptămână, a fost o patrulă pe creasta Călimanilor, de al nostru, și chiar într-un refugiu unde, cum am zis, 10-12 intră maxim, au fost 15 persoane. Deci pentru noapte. Deci, dar au încăput. Deci oamenii de munte pot face loc unul pentru ceilalți și chiar dacă dorm nu așa de comod. Cred că s-a înțeles că oricum e mai bine. Este un loc unde se poate găsi de către cei care sunt la început de drum în acest domeniu. Vorbesc de cei care practică drumeții sau care vor să practice. Un loc unde se găsesc, nu știu, gen o listă cu unde se află refugii. Să-și fac omul, uite, mă duc de aici până aici, am refugiu acolo, am acolo, am acolo. Da, deci chiar acum am reînnoit pagina noastră de web. Va porni chiar de mâine. Da. Și în cel vechi sunt datele acestea despre refugii, dar acum o să avem o pagină de web nouă-nouță și acolo sunt toate datele GPS, coordonate, unde se află refugiul și am discutat deja și cu DIMAP-ul, care face hărțile montane și turistice în România și deja se găsesc aceste refugii puse pe harta DIMAP-ului, deci dacă cumperi, de exemplu, o hartă de la un magazin de outdoor, pe aceste hărți deja se văd și refugiile noastre. Super! Am un prieten, acum te întreb din ce m-au întrebat ei sau din ce am mai aflat, care face drumeții, dar de-abia așteaptă să ningă ca lumea și să meargă cu cortul. Am auzit, știam că se întâmplă lucrurile acestea, nu știam că se întâmplă atât de aproape de mine.
Există, cum să le zicem, montaniari pasionați de astfel de drumeții, chiar dacă, uite, minus 20 de grade. El avea un obicei deja, între Crăciun și Revelion, se ducea pe scaunul Domnului cu cortul. Da. Era, mi se pare așa, o experiență mai extremă un pic, dar pentru pasionați există? Nu sunt mulți, dar există. Deci cu cortul se duce și iarna pe munte. Numai că trebuie să ai un cort corespunzător. Respectiv, ce este foarte important este sacul de dormit. Deci sacul de dormit, dacă nu este unul corespunzător în care poți dormi și la temperaturi de minus, atunci nu recomand la nimeni, pentru că o noapte întreagă într-un cort, dacă nu te poți încălzi, devine foarte periculos. Deci poate că corpul o să fie atât de grav afectat că dimineața nu mai poți porni și atunci trebuie să chem echipele de salvare și iarna este destul de greu să ajungi la unele locuri și mai ales să cobori persoane. Deci noi încurajăm întotdeauna și extremul, deci sportul extrem, respectiv turele extreme, numai ca să fii, dar trebuie și să fii pregătit. Da, trebuie să fii pregătit și trebuie să ai echipamente corespunzătoare. Deci se găsesc saci de dormit de minus 30 de grade, minus 20 de grade. Și practic, efectiv, ce înseamnă asta? Înseamnă că tu îți păstrezi, nu ești ca acasă lângă sobă, dar îți păstrează temperatura optimă? Este ca și cum ai fi acasă. Deci dacă dormi într-un sac de dormit care este ok pentru minus 20 de grade, înseamnă că înăuntru sunt făcute din interesant asta. Ceva material special care îți păstrează căldura înăuntru. Mai puțin la nas, că la nas o să fie dar deja sunt așa fel făcute că efectiv poți să tragi aproape pe și efectiv numai nasul și gura. Da, te faci ca o de-asta, ca un insect. Exact. Bun, acesta ar fi un aspect. Deci înainte să se facă o drumeție, mai ales că acum, cum ai spus tu, avem zăpadă, avem temperaturi un pic extreme, vor urma, trebuie să fac o vizită la un magazin de profil. Cum să se informeze? De la un specialist, de pe net, de la magazin? De ce anume are nevoie? Că aici sunt și riscuri. Dacă te duci la magazin, vreau să mă duc mâine în Căliman și minus 20 de grade, ce să-mi iau? Mă gândesc că cel de la magazin, ia-ți ăsta, cel mai scump, cel mai sau nu, depinde. Cam cum ar fi pașii într-o informare bună? La voi, la net, la prieteni, la cei care au mai fost, toate astea la oaltă? Deci cel mai bine este să discuți cu cineva care este deja experimentat. Dacă ai un prieten care umblă pe munte și are deja și experiență montană de iarnă, atunci înseamnă că are și echipamente. Și atunci poți discuta, poți vedea aceste echipamente. Dacă nu ai asemenea prieteni, trebuie să te uiți pe net în prima fază. Ce îți recomandă cei care au experiență sau profesioniștii? Și numai după aceea să te duci într-un magazin, dar eu zic să te duci într-un magazin de specialitate, nu în magazinele mari, market, în mall-uri sau așa, în magazinele mici de specialitate montană, unde da, poate că o să-ți vindă ceva scump, pentru că, din păcate, sunt toate scumpe. Echipamentele acestea sunt scumpe, dar o să-ți vindă ceva de calitate. Deci cu ăla poți să mergi pe munte liniștit, pentru că știi că echipamentul respectiv va rezista. Da, un sfat foarte bun. Dai mai mult, dar stai în față, cum se zice. Da, oricum, sunt scumpe, dar rezistă mulți ani. Deci dacă îți scoți banii, ca să o zic așa. Da, deci dacă e un echipament pentru tine și dacă ai grijă de el, deci o să fie ani de zile cu tine și cel mai mult contează că îți dă un confort. Deci nu mergi pe munte ca să-ți fie fric, ca să ai probleme. Mergi ca să-ți fie ok. Mergi în timpul tău liber. Vrei să faci ceva în care când vii acasă poți povesti pentru altcineva. Uite, faci un film? Da, nu știu, ce fain a fost. Nu mergi ca când vii acasă să zici că abia am supraviețuit și nu mă mai duc niciodată. Deci, bun, acolo mai e foarte important. Deci cortul, echipamentele de specialitate, refugiile. Echipamentul în sine,
Deci cu ce te îmbraci și, să zic așa, alimentele aici în zona aceasta. Deci este foarte important echipamentul și mai ales îmbrăcămintea. Deci trebuie să ai în primul și primul rând un bocanc de iarnă, nu una de 3 sezoane sau 4 sezoane, deci trebuie să ai un bocanc de iarnă care păstrează bine căldura piciorului. După aceea trebuie să ai niște haine stratificate, deci nu o haină groasă și cu ăla mă urc și cu ăla cobor. Ești ca robot, da? Da. Trebuie să ai haine cu straturi, pentru că, de exemplu, la urcare corpul se încălzește și chiar și iarna la minus, temperatură de minus, poți transpira. Și dacă nu ai cum să te dezbraci pentru că ai o pufoaică mare pe tine și altceva nu prea ai, atunci nu o să fie ok. Mai ales când dacă ajungi sus pe o crastă, deja acolo bate vântul mai puternic, nu mai urci în sus, deci și corpul se liniștește. Și dacă nu ai cu ce să te îmbraci în aceste clipe, atunci frigul vine foarte repede și poți intra în hipotermie. Aici vreau să te întreb, după care revenim la alimente. Mulți spun că lasă că oricum, că până e frig, că mă obișnuiesc, că corpul meu revine, nu știu ce. Nu, am citit câteva lucruri, nu e chiar așa. Vine cumva așa pe nesimțite și, cum ai zis tu, te trezești că nu mai poți să umbli. Da, deci foarte repede și se întâmplă foarte repede. Deci dacă, de exemplu, tu ajungi pe o creastă unde bate vântul, în câteva minute, dacă nu ai cu ce să te îmbraci în plus decât cu ce ai urcat sau nu ai ce să pui o mănușă groasă sau o mănușă de puf pe mână care ține foarte bine căldura, atunci acest lucru, ca să nu mai poți folosi, de exemplu, mâna, se întâmplă în câteva minute. Și atunci, dacă nu poți folosi deja corespunzător mâna, atunci problemele vin una după alta. Deci, în primul rând, și dacă avem echipamente bune, nu trebuie să stăm mai ales pe creste și mai ales pe vârfurile montane, unde bate foarte mult vântul. Da, exact. Poți cobori 3-4 metri, după creastă deja nu mai bate vântul. Și acolo să faci, să te odihnești, să mănânci ceva și după aceea să cobori. Normal că stai și pe vârf, faci câteva poze, dar este indicat să cobori de pe vârf sau de pe creastă câteva metri jos și acolo deja ești ferit de vânt. Normal că sunt diferite drumeții, nu numai să umbli pe munte, să faci o drumeție. Sunt și văi foarte abrupte, sunt și persoane care urcă pe stânci, persoane care merg cu schi de tură. Aici trebuie altfel de echipamente, echipamente tehnice. Aici deja trebuie să faci o informație mult mai vastă, da. Trebuie să mergi, să întrebi și eventual, dacă trebuie, să mergi și la un curs. Dacă devii un pasionat de munte și umbli foarte mult, atunci deja trebuie și echipamente de avalanșă cu care te poți salva dintr-o avalanșă sau te poți salva alții. Deci chiar în momentul de față, Munții Făgăraș, de exemplu, este un risc mare de avalanșă, de gradul 4. Aici în Căliman, în prezent, este încă ok, avem un risc numai de gradul 2. Asta, asta înseamnă că deja este un risc, dar nu este mare, deci încă toate traseele montane în județul Mureș sunt deschise. Ca și alimente, și aici, cum ai spus și tu, că sunt mai multe tipuri de drumeții, dar acesta de bază e obiectiv și te-ai întors, să zic, de o zi și e acesta că stai, cum spuneam, exact. Prietenul acesta meu, stai 2, 3, 4, 5 zile, bine, echipat corespunzător. Aici, ca și alimente, cam care ar fi zona? Din ce știu eu, o să te rog pe tine, mai mici, mai proteice, mai, deci nu mergi cu... Da. Deși am avut, acum am avut un prieten odată, colegului i-am povestit, care a mers la o filmare pe munte, tot așa, pentru o emisiune, da. Și cameramanul era mai plinuț el așa, mai pofticior. Azi, eu nu mănânc eu batoanele alea, știi, da. Mănânc bani. Și s-a dus omul cu gentoiul, cu ce trebuie, cu slănină, cu brânză, cu ceapă, cu ăsta. A cărat tot, a transpirat pe acolo. Deci asta este diferența. Da, da. Dar sus,
cumva alimentele lui le-au făcut cu ochii colegilor care... Dar bine, asta era ca și glumă. Acum a revenit la partea serioasă. Dar se întâmplă. Deci trebuie să hotărăști ce vrei. Deci mergi cu un rucsac mai ușor și faci o drumeție mai lungă și mai lejer, sau mergi cu un rucsac mai mare, dar duci ceea ce poftezi. Da. Duci o sticlă de vin. Deci sunt alimente special făcute pentru montaniarzi, mai ales pentru iarnă, care sunt chiar și hrănitoare, dar și energizante. Dar, cum ai zis, se pot duce ce-ți place. Dar dacă mergi pentru mai multe zile, deja trebuie să ai un cu care poți să faci mâncarea. Deci trebuie să te duci pregătit ca să poți stai cât de cât confortabil. Exact. Și ca să poți să faci tu masa pentru tine. Poți să duci supă, poți să duci, chiar sunt niște mâncăruri și în Decathlon am văzut, pe care desfaci, îl încălzești și îl poți mânca. Și iei câteva din aceste mâncări și este foarte ușor și este și foarte hrănitor. Următor aspect, ce faci cu apa? Că totuși trebuie să duci o apă. Dacă stai 5 zile, trebuie să duci apă. Deci care aici apa? Ai cu apa și sunt tehnici, noi tot am dus pe YouTube, cu zăpadă, cu de-alea. Deci se poate face apă din zăpadă, dar pentru asta îți trebuie să te duci cu gaz, cu vase și speciale. Ce trebuie sau mai... Cum? Adică e ce trebuie să faci apă din zăpadă. Da, să e ok. Bei zăpadă, cum deci nu poți bea numai zăpadă, dar dacă faci o supă, dacă faci o supă, deja este ok. Și e hidratare. Exact. Deci zăpadă în sine nu conține tot. Dacă e zăpada tot, și o... Poți să bei și așa, dar este indicat să faci mai bine un ceai din el, din zăpadă. Deci să pui un plic de ceai, să pui un puțin zahăr și așa corpul prea mult mai repede și este mult mai bun pentru noi. Bun, asta e informație foarte dar bună. Dar sunt și izvoare care nu îngheață, sunt și pârâuri. Deci ar fi cumva de căutat și zonele astea. Tu când pornești, deja poți să faci un plan. Uite, atâta apă duc cu mine, atâta fac din zăpadă, dar uite, aici este un pârâu de unde pot să iau puțin apă și așa. Deci dacă planifici o tură de mai multe zile, mai ales iarna, ăla trebuie planificat foarte bine. Pârâiele de care zici tu sunt cu apă potabilă în general? Cei pârâie care sunt deja în zona montană, da. Deci nu e niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă. Deci noi bem deja de 15 ani. De aia suntem sănătoși. Dar nu jos în sat. Acolo. Jos în sat nu, că mai vine câinele, mai ridică piciorul. Exact. Și cu zăpada mai era, trebuie să te uiți un pic pe acolo să fii atent. Exact. Deci zăpada galbene nu se bună. Deci aia nu-i zăpadă, stimați de respectator, nu umblați acolo. Apropo de urme, prin zăpadă, urme care aparțin altor categorii, adică nu oamenilor. Ce ne facem cu animalele sălbatice? Că sunt în perioada asta la drumeții, la ce să fim atenți, la urme, la semne, la zone, de ce nu? Și ce ne facem când face to face ne întâlnim cu cineva? Și pentru asta trebuie să ne pregătim, cum zici. Deci când deja este o zăpadă atât de mare cum acum este în Căliman, deja urșii se retrag. Nu mai umblă chiar atât de mult afară, deși nu dorm 2-3 luni. Mai era să fac o glumă, să nu cumva să mergem, ne gândim că e vreun refugiu de-a vostru, să mă bag în refugiul lui. Asta trebuie evitat, da. Dar deja animalele se retrag și nu umblă chiar atât de mult când este o zăpadă atât de mare. Dar totuși, dacă zărim urme proaspete de animale, atunci trebuie să fim precauți. Normal, dacă strigăm, să discutăm între noi cu cei care mergem în tură, nu mergem foarte liniștiți și să nu simtă prezența noastră, atunci putem întâlni cu ele. Dar dacă dăm semne că suntem în zonă, și asta se zice cu discuții, cu o fluier din când în când, atunci animalele de obicei ne ocolesc. Cu câine sau fără câine să mergem? Deci depinde de câine. Deci, de exemplu, câinele meu care este antrenat pentru avalanșă,
cu el pot să mă duc chiar și în zăpadă mare, este rezistent, știe cum să meargă, știe în ce urmă se bage ca să meargă mai ok în zăpadă mare, dar dacă nu avem câini cu care am umblat, atunci în zăpadă mare... Să-l iei pe grivei, exact, alb, no, deci micuț, în zăpadă atâta, mare nu este indicat. Deci o să avem probleme, câinele și noi avem probleme când mergem în zăpadă mare și chiar aici aș zice că în turele pe care planificăm este mult mai ok să mergem cu rachete de zăpadă sau schi de tură și dacă nu avem aceste echipamente, atunci să planificăm ture mici. Deci, care, interval scurt. Exact, asta. Maxim o oră, două ore, pentru că în zăpadă mare care este peste genunchi, deci ajunge la 50 de centimetri, deplasarea este foarte dificilă. Plus că acum mă gândesc că nu sunt atât de bătătorite drumurile sau cum să le zic, că ninge în fiecare zi. Da, deci ninge în fiecare zi. Degeaba mergeți voi și faceți o oră, că a doua zi la fel. Exact. Când avem o săptămână, două săptămâni cu soare, atunci da, vor exista poteci, dar când ninge în fiecare zi, urmele dispar în totalitate. Și potecile dispar. Deci turele de iarnă nu se fac ca vara pe poteci, deci nu se mai văd potecile respective. Vezi că e bună vorba aia care au zis că, arână, că iarna nu e ca vara. Exact. Și atunci trebuie să ai deja o experiență în care poți alege varianta cea mai bună unde poți urca pe vârf. Da, asta a fost și cu animalele. Mai vreau să te întreb un lucru. Gata, mi-am amintit, ca să nu zic eu mai în vârstă cu un an, dar că mai trecut, 2021, chiar vorbeam cu un prieten, de când am așteptat să scriu 2021, poate va fi un an mai, și eu sper, mai da. Serios din toate punctele de vedere. Singur, cu cineva sau mai mulți? Mă refer la persoane care să meargă. Deci mai ales iarna singur, niciodată. Deci chiar să evităm acest lucru cum putem. Deci sunt unii care nu rezistă și merg pentru că iubesc să fie singur și să stea liniștit, dar este total contraindicat. Deci poate să apară orice. Deci orice. Și să te accidentezi, să vină un animal, să se întâmplă... să te abăzi de pe drum, nu știi unde ești, nu ai semnal de telefonie. Calci pe nu știu ce, da. Exact. Deci singur nu este ok. Deja, deci eu ce zic, pentru un grup minim trebuie să fie de două persoane. Deci ăsta este minim. Normal că dacă mergem și în grup foarte mare și ăsta este deja o chestie care nu poți să... nu toată lumea din grup are aceeași condiție fizică. A, deci spui nu extremelor aici. Nu extremelor, da. Deci putem merge mulți, dar atunci trebuie să făcut planul în așa fel că mergem cum merge cel mai slab din echipă. Deci nu lăsăm, deci nu mergem noi, deci să ducem noi cu unul care nu are experiență în zona montană iarna, pleacă echipa care știe și restul rămâne în mână. Lupi. Da, exact. Deci și nici asta nu e. Dacă mergem în grup mare, atunci mergem în așa fel planificăm tura ca să fie bun și pentru cel mai neexperimentat sau condiție fizică puțină. Deci cele mai bune ture sunt cu între 2 și 5-6 persoane. Cei care cunosc zona montană, cei care sunt în condiție fizică bună și pot planifica ture pe, cum să zic, care sunt efectiv pentru placul lor. Da, ți-au zis, stimați telespectatori, pare ușor, dar nu este. Sunt foarte multe lucruri de știut. Informați-vă și mi-ai mai spus un lucru foarte important într-o altă emisiune că, și cred cu tărie acest lucru, când mergeți, dați un telefon la oamenii aceștia și spuneți-le, băi, sunt Gicu de pe pandurilor și mă duc acolo. Nu, e important asta. E foarte important. Avem și un dispecerat județean, avem și un dispecerat național.
Toate datele respective puteți să găsiți pe net, pe site-ul de Facebook Casava Muntului din România, și oriunde mergem putem da un telefon pentru echipele de salvare montană și să zicem că am ales traseul ăsta și planificăm să ne întoarcem la ora cu tare. Voi verificați, exact, dacă s-au exact, întors, dacă exact, nu. Exact. Și atunci ori e ei ne ușor. Sun, ori noi le sunăm și deja este mult mai ușor și pentru noi și pentru ei, dacă se află în dificultate. Ai schiat anul acesta? Da, am schiat de două ori. Băi, norocosule! Ce mult, dar mă gândeam. Dar schi de tură. A, de schi de tură. Schi de tură. Înseamnă că și te-ai dus acum, la altitudini. Exact. Și acum deja planificăm aproape în fiecare două zi să mergem pe munte și să ne antrenăm cum trebuie. Deci chiar că luna decembrie a fost foarte, foarte neobișnuit pentru noi. Trebuie să mergeți la Madrid, că acolo schiați pe drum. Deci, am avut noi cazuri de avalanșă deja în luna noiembrie și în momentul de față acum intrăm în zona avalanșelor și suntem la jumătatea lunii ianuarie. Vreau să discutăm un pic și o să și discutăm despre pârtii, despre aceste aspecte, dar mi-a venit în minte un lucru. Știi că aveați voi Cupa Mărțișor sau cum se numea? Da, exact. Mai există? Sau? Da, echipa din Sovata, deci este din cadrul serviciului. Vorbeam cu un coleg și mă ziceam, uite că las că vine Robert și o să-l fiecare întreb. În fiecare an este organizat. Și știu că atunci ziceam că câteodată n-avem zăpadă, că nu știu ce. Acum poate cum s-a mutat. O să avem, deci atât ca să putem face concursul, se face în fiecare an. Acolo aveați, într-un an, parcă ați avut o chestie foarte interesantă, știu că am și filmat, erau ceva schiuri cu parapantă sau... Da, deci este un schi mai special, deci cei care iubesc parapanta, atunci iau niște, deci este o parașută mai mică efectiv, dar te poți deplasa și zbor peste pădure. Și în aer și pe pârtia de schi. Interesant. Nu, deci mai ales în Sovata este periculos că pârtia nu este așa de lată și cu aceste echipamente prinzi foarte mare viteză și nu numai pentru tine este periculos, dar și pentru oamenii care schiază pe pârtie. Mai un pic așa în glumă, dar parcă liniștit, tu schiezi, te gândești la asta și cineva îți dă cu tălpile exact. Peste cap. Exact. De vineri se deschide pârtia de schi din Sovata. Hai să vedem un pic cu deci, pârtile. Toată lumea a așteptat pentru că pârtiile au fost foarte pline, deci unde a fost zăpadă au fost multe probleme, multe accidentări pentru că erau pline pârtiile. Da, și acum avem și... zăpadă în toată țara, se vor deschide peste tot pârtiile de schi și așa sperăm că oamenii se vor dispersa în fiecare stațiune de schi și atunci nu vor fi chiar atât de multe probleme. Dar sezonul a început, trebuie să avem grijă, trebuie să fim precauți ca să nu mergem la schi cu mașina noastră și să revenim cu ambulanța. Deci, cu a voastră. Da, exact, cu a noastră sau cu smurdu. Deci este important să avem echipament corespunzător, de schiurile să fie ok pentru mărimea noastră. Greută. Cum trebuie ales aici, schiurile? Deci sunt diferite tipuri de schi, fiecare depinde, dar înălțimea să fie undeva până la barbă. La barbă și respectiv să avem echipament de schi pe noi, deci haine, să nu mergem cu hainele de stradă, cu blugi sau așa, deci să avem un echipament de schi pe noi, să avem mănuși, este foarte important și un alt lucru important este casca și ochelarii de schi. De casca e chiar, o singură dată am avut nevoie, dar odată trebuie să ai nevoie, odată, practic. Pentru că dacă atunci nu ai pe cap casca respectivă, atunci poți avea niște lucruri foarte serioase, deci traume serioase și asta trebuie evitat. Ca să mai zâmbim așa, ți-a fost dor de, știi, când te dai așa iarăși revin, că acum, să vezi la baza pârtilor
cum le spuneai tu, paltonari sau ăștia, să se urce pe pârte, în tocuri și din ăștia, da, să, să-i ocupi pantofari sau cum să-i, să, să ți-a fost dor de ei, așa, să-i, să faci slalom. Întotdeauna când vedem aceste persoane, avertizăm unde poate să meargă, să nu stea în fața schiorilor. Deci te poți duce, nimeni nu ți interzice. Nu să... ți interzice nimeni, poți să te duci și cu telescaunul, de exemplu, în Sovata se poate merge sus, sus pe pârte este și un restaurant, dar cu aceste tocuri sau neechipat, nu, nu, oricum nu o să te lasă nimeni să mergi pe pârtie. Nici cu, nici cu sanie nu se poate merge pe o pârtie de schi. Chiar la Sovata, au, administratorul pârtiei a făcut o zonă unde se aici poate face... Așa e că sunt mai multe, eu știu, pârtia și pe urmă, mă amintesc, mai este o pârtie sau ceva în stânga, exact, acolo. Exact, este și o pârtie pentru începători și lângă pârtia de începători avem și o pârtie pentru sanie. Se poate ajunge sus acolo fără teleschi sau cum să zic? În momentul de față nu. Telescaun. Este telescaun, telescaun. Scuze-mă. Este telescaun, telescaun, da, în Sovata, dar deja drumul de legătură este închis pentru mașini. Deci, dar poți să merge... și închirieze de acolo. Da, normal. Asta exact e ideea. Deci exact, te poți duce, deci cu copilul, poți merge și cu mașina. Este o parcare făcută chiar la pârtia de schi și poți, te poți urca cu telescaunul și sus este chiar poți și schiuri să închiriezi și sanie. Iar își zâmbesc. Bine, plec de la o chestie așa mai de zâmbit, după care ajunge, vezi, tot timpul la lucruri serioase. Am fost cu un prieten mai de mult, ani buni, 6-7 ani, ceva de genul. El era la început de tot și hai să mergem la Sovata, că vorba e pârte frumoasă, nu? Da. E o pârte chiar foarte frumoasă. Și când am ajuns cu mașina, că mi-am amintit când ai zis tu de parcare, când ajungi cumva din drum vezi pârtea și chiar vezi da, abruptul ăla. Cel mai abrupt. Da, și parte. El conducea, știi, și nu pot să zic exact ce a zis, dar ceva de genul ai de capul meu, știi? Apropo de ai de capul meu, ce grad de dificultate, la ce să ne așteptăm dacă mergem la Sovata printre primele dăți? Adică trebuie să știm un pic să... Deci, la Sovata, pârtia mare este un grad de dificultate mediu, deci nu este bun pentru începători. Deci, în prima fază, dacă mergi în Sovata ca începători, atunci trebuie să mergi pe pârtia de începători, care este în spatele pârtiei mari, unde există și o școală de schi, întotdeauna este deschis când funcționează pârtia și te poți învăța. Și dacă pe pârtea respectivă este ok, atunci deja poți să te gândești să vii în față și să, să faci primele coborâri pe pârtea mare. Din câte mă amintesc, dar nu s-a schimbat nimic. E un abrupt chiar sus acolo, nu? Da. Urmă se mai liniștește un pic, ai un platou și exact, îi dă iarăși una. Chiar zona de închidere este cea mai abruptă. Trebuie să fim atenți, dar cu câteva ore, dacă iei de la un instructor de schi, deja poți coborâ lejer pe pârtia de Sovata. Acum vreo 3, 4, 5 ani, știu iarăși că discutam cu tine, nu știu, a fost așa un boom de toată lumea vrea să schieze, toată lumea vrea să dea cu placa, nu mai aveai loc să zic că tu vrei să te dai, dădeai de un nene de 80 de ani care vrea să învețe și de un copil de 2 ani. Bine, iau niște extreme acum, da, ca, da, și, da, ca da, și tine. Crezi că anul acesta va fi la fel sau anul acesta... Deci anul acesta e și mai dur situația. Deci sunt închise hotarele, nu se poate merge în Austria la schi și pârtile care s-au deschis sunt cozi imense. Deci stai la rând 2 ore. Deci la de practic, Sinaia, la Poiana, Brașov, chiar... Te dai de 5 ori. Da, deci chiar mi-a povestit un prieten care a fost la schi o zi întreagă în Harghita Mădăraș și are un ceas din ăsta special în care poate vedea cât a schiat efectiv în ziua respectivă. Și a fost acolo de la ora 10 până la închidere și a schiat 26 de minute. Restul a stat în rând. Ca deci, să nu mai zic de... Că n-am vrut să aduc în discuție, dar trebuie, că totuși măsurile astea, distanțare, mai mască, da, mai aer curat, da?
foarte multe persoane umblă la schi, chiar încă nu s-a terminat, cum ai zis tu, deci vor să meargă, cumpără echipament. Chiar pentru mine este ok, pentru că și mie îmi place și e mult mai bine ca oamenii să iasă în natură, corect, să facă, da, ceva decât să stea în case. Dar în anumite... Infrastructura cumva, da, parcă nu-i susține. Asta trebuie foarte repede să facem ceva, pentru că chiar nu, deci când stai... Ore întregi într-un rând, nu este ok. Da, plus că mai faci și nervi. Am văzut și bătăi pe acolo, păcate, și tot felul. Sare unul în față, deja ești foarte... După două ore de stat, îl vezi pe unul în fața ta, cred că îți vine să... Asta trebuie cumva rezolvat. Trebuie... eu mă gândesc că fiecare stațiune de schi deja trebuie să schimbă... Strategia cumva să... Exact. Strategia... teleschiul sau telescaunul să meargă mai repede, pentru că majoritatea cazurilor pârtile de schi, când stai în rând și te uiți în sus, sunt goale, pentru că lumea este în rând. Deci dacă, dacă s-ar putea să meargă mai repede aceste telescaune sau teleschiul, cum este și în Austria, atunci pârtile ar fi mai pline și nu am avea atât de mari rânduri. Sovata super ok, se deschide, se deschide, e, da, ce trebuie, ați auzit, stimați telespectatori, pregătiți, mai, poate să mai stați câteva zile pe acolo, dacă vreți stați la cabană, dacă nu stați cu cortul, că oricum am vorbit în prima parte a emisiunii, știți să supraviețuiți, cum brice, acum mai sunt alea pe YouTube, cum să supraviețuiești cu o scobitoare, nu știu, luați-vă după oamenii specializați în acest domeniu. Bine, mai sunt pârtii, nu în județul nostru, dar în apropiere, dacă da, e sunt să o luăm multe așa. Și scam deschise, exact, din câte știu. Toate sunt deschise în momentul de față. Dar Borsec, regulile Toplița, sunt aceleași. Mădăraș, Bogdan, Bucin. Și Bogdan, apropo, mi se pare o pârtie, una dintre ele, destul de exact, abruptă. Care a fost făcut ultima dată. Așa e că... Da, da. Chiar acolo... Aia cum e, ca și dificultate, se... tot așa medie? Deja intră în dificultate mai mare decât medie. Nu este, pare... nu este o pistă neagră, pentru că pe pârtile sunt, așa sunt clasificate, deci verde este cel mai ușor și negru este cel mai dur, dar intră deja în pistă roșie. Către roșie acolo. Da. Da. Aveți opțiuni, trebuie doar să vă pregătiți, să apelați la specialiști. Eu îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Îți doresc o iarnă. Până când ține iarna? Hai să eu sper că până în martie. Până iunie n-are cum să țină, da. Jumătatea lui martie să țină. Deci da, mă, că să faci cupele și tot ceea ce trebuie. Exact. Cât mai puține evenimente nefericite și cât mai multe evenimente fericite în acest sezon. Și eu asta doresc pentru toți turiștii din zona montană care vin. Și cum a spus Robert, mai bine facem un pic de sport decât să stăm în casă, dar aici cu un pic de atenție, adică nu ne aruncăm noi exact cu capul înainte peste tot. Îți mulțumesc încă o dată foarte mult, succes în activitate, rămâneți alături de programele noastre, toate cele bune. La revedere!